Bună ziua, dragi prieteni! Vă urăm bun venit la Masa Rotundă Internațională. După cum știți, pe 24 iulie a avut loc conferința internațională la tema Criza globală. Acest lucru ține deja de fiecare. Conferința a reunit foarte mulți specialiști, ecologiști, climatologi, specialiști IT și specialiști din multe alte ramuri diferite ale științei și tehnologiei. Și acolo s-au discutat probleme care, într-adevăr, sunt foarte importante la acest moment. Din păcate, acestea nu sunt toate amenințările cu care ne confruntăm noi, omenirea. Și pentru că aceste informații sunt cu adevărat actuale, urgente pentru toată lumea și e foarte important ca toată lumea de pe planetă să o cunoască. Vom avea următoarea conferință pe 4 decembrie și se va numi Criza globală, ora adevărului. În cadrul acestei conferințe vom discuta mai în detaliu și alte întrebări, probleme cu care ne confruntăm în acest moment, mai detaliat. Iar acum am dorit să vorbim despre un subiect care la fel a fost abordat la conferința din 24 iulie. Și este vorba despre migrația climatică. Și eu mă numesc Alexandru, sunt prezentator și aș vrea să transmit cuvântul cu prezentatoarea mele, Olga. Mulțumesc mult, Alex, și într-adevăr, cum ai spus, subiectul migrației e foarte important astăzi și aș dori să arăt pur și simplu un exemplu, că numai în ultimul an au fost peste 80 de milioane de migranți, iar în viitor apropiat, situația nu va face decât să se înrăutățească. Acest lucru a fost evidențiat și dovedit cu o mulțime de fapte la conferința Criza globală. Acest lucru deja ține de fiecare. Și acum, în primul rând, aș dori să vă prezint minunații noștri oaspeți a misiei noastre rotunde de astăzi. Cu noi astăzi alături, Majestatea sa, Regina Nadia Harihiri, ambasadorul general pentru afaceri ONU la Comisia Internațională pentru Drepturile Omului, președintele mondial al AIDER Donor Nourir, prorectorul Colegiului de Știință Rockfield, fondator și CEO al Success World One. Majestatea sa, Regina Nadia, vă urăm bun venit astăzi, vă mulțumesc că sunteți cu noi astăzi. De asemenea, cu noi e ambasadoare Eva Mansami, CEO la CEO la Citi, ambasador al bunăvoinței globale, HF, în dezvoltarea afacerilor umanitare, fondator pentru dezvoltarea profesională. Ambasadoarea Eva, suntem de asemenea foarte bucuroși să vă vedem astăzi aici. Cu noi astăzi este Steve Donofrio, speaker internațional, trainer, coach din Minnesota, SUA. Steve, e o plăcere să te avem astăzi aici cu noi. De asemenea, cu noi este Mohamed Asad Khan, dezvoltator de software, dezvoltator Data Cloud, analist de date. Mohamed este în Pakistan, bine ai venit. Și acum, pentru a începe această masă rotundă, haideți să urmărim un video care demonstrează schimbările climatice prin ochii martorilor oculari. Clima se schimbă sub ochii noștri. Oamenii își pierd viețile. Fiecare dintre noi poate rămâne fără adăpost în orice moment. Sunteți gata să auziți adevărul de la martorii oculari a evenimentelor? În Texas au fost raportate peste 2500 de temperaturi minime record înregistrate vreodată. În această vară, vestul Canadei s-a confruntat cu o căldură extremă și multe orașe au atins temperaturi record. Munții stâncoși canadieni ard mai mult decât au făcut-o vreodată în ultimii 2000 de ani.
În Cuba a avut loc un eveniment catastrofal anormal, când o tornadă puternică a lovit câteva municipalități din orașul Havana. Acest eveniment brusc și violent a provocat o mare groază și anxietate în rândul populației. Locuitorii din Tabasco sunt acum foarte speriați, deoarece acest sezon de ploi și uragane avariază multe case. Totul e inundat. Într-o clipă, ploaia torențială îi face pe oameni să piardă tot ceea ce au muncit. În ultima vreme au avut loc furtuni violente care schimbă viețile oamenilor. Acestea nu numai că afectează viața oamenilor, dar îi privează și de mijloace de subexistență, lăsându-i pe oameni blocați și îngroziți, fără să știe unde să meargă sau ce să facă. Așa că am trecut de la o extremă la alta. La un moment dat eram în flăcări, iar apoi eram sub apă. Până la 20 martie, am avut 40.000 de replici, dintre care cele mai mari au avut magnitudinea 5,7. Înghețuri fără precedent au acoperit o mare parte de Franța. De zeci de ani nu a mai fost un val de frică acesta. Chiar îmi imaginez, așa în 2019 am fost în ciclonul Fani, India, am văzut cu ochii mei, am fost martor la el. Așa că chiar mi-am pierdut două câmpuri, chiar am pierdut multe animale și de asemenea am auzit că la mulți oameni au fost distruse case și au rămas fără casă în genere. Mai multe inundații au loc la fiecare 4-5 ani și acoperă 60% din suprafața țării. Condiția persoanelor vulnerabile în timpul dezastrelor naturale e pur și simplu de neconceput și dezirabil. E întotdeauna dificil de descris cât de mizerabilă a fost viața lor la moment. Oamenii sunt îngrijorați pentru că de fapt nu știu la ce să se aștepte și la ce să spere. Au trecut decenii de când a fost elaborat planul inițial de control al inundațiilor, dar acesta nu a fost niciodată pus în aplicare. Oamenii sunt în continuare în pericol. 避難指示が出されたのが堤防が決壊する4分前だったということを話を聞きました。 A fost ploaie de gheață în Vladivostok. Copacii și mașinile au fost acoperite cu o crustă de gheață. Mulți oameni au rămas fără electricitate, fără apă, fără încălzire. Curățam totul cu mână, iar omul a spus: îți voi ajuta cu primul pod, apoi mă duc să iau uneltele pe care le-am acasă. Îmi voi lua uneltele și voi ajuta să terminăm treaba. Bărbatul s-a întors cu uneltele în mâini și l-am întrebat: cum e casa ta? El a răspuns: nu am casă. A continuat să facă curățenie, pentru că ce altceva omul avea de făcut? O parte a țării e inundată. Ceea ce se întâmplă acum în Belgia e o tragedie uriașă pentru locuitorii săi. În unele zone, nivelul râului a crescut cu 2 metri și jumătate. Casele sunt inundate, mașinile plutesc pe străzile care s-au transformat în râuri. Oamenii se urcă pe acoperișuri așteptând salvatorii, dar apa crește și nimeni nu știe la ce să se aștepte în continuare. Erupții vulcanice mortale au avut loc și în alte părți ale continentului, iar cea mai recentă a devastat părți din Republica Democrată Congo, provocând pagube și victime grave, și de asemenea a forțat mii de oameni să fie evacuați și să trăiască în condiții teribile. Aș spune că este cu adevărat extrem că există aceste inundații. Uneori oamenii sunt afectați, cum ar fi oamenii care sfârșesc prin a se înneca, dar în general oamenii trebuie să se mute cu familiile lor, pierzându-și proprietățile. Pentru prima dată când vedem o astfel de furtună de vânt, uragan, obișnuiam să avem furtuni de vânt, dar nu erau atât de periculoase ca acesta. Am fost martor la dezastru climatic, am fost martor la migrația fermelor de pe malul râului în jurul orașului și să continuă să-și ducă viața pe marginea drumului din cauza climei. Orice dezastru sau revărsare a râului le afectează zona, agricultura și casa.
Mass media locală nu relatează anumite evenimente, ce se întâmplă în China în acest moment. Se pune o întrebare logică. De ce nu li se oferă oamenilor informații adevărate despre ceea ce se întâmplă acum cu clima? În acest moment trebuie să ne concentrăm și să începem să rezolvăm această problemă în mod intens, pentru că după un timp ar putea fi prea târziu. Am fost de asemenea martor la furtura care ne-a lovit în Saarland acum o săptămână. În afară de subsoluri inundate și copacii căzuți, nu am fost la fel de grav afectați ca oameni de regiunile învecinate, cu inundații grave, alunecări de teren și curgerea asemănătoare de lava de noroi care au îngropat case întregi și multe altele. Oamenii sunt încă fără apă, fără electricitate, fără mijloace de comunicare, fără alimente, sunt încă blocați pe acoperișuri și nu pot traversa unele drumuri pentru că acestea nu mai există. Ni s-a prezis că schimbările climatice vor fi tangibile peste 50 sau 100 de ani, dar acum știm că sunt foarte aproape și foarte reale, chiar și aici, în Germania. Bună ziua, sunt David din Germania. Recent am avut o parte de inundații grave. Oamenii au fost șocați și nu erau pregătiți pentru așa ceva. Dintr-o dată am văzut cum doar în câteva ore de ploi abundente au provocat inundații care au spălat mașini și case. A fost cu adevărat șocant pentru noi toți. Am fost în stare de șoc, deoarece ceva ce părea foarte îndepărtat e chiar la ușa noastră. Dacă aruncăm o privire în urmă cu câțiva ani, trebuie să observăm că fenomenele meteorologice extreme apar din cauza schimbărilor climatice. Am avut o secetă severă în Germania în ultimii cu 3 ani, iar acum o astfel de inundație. Faptul că clima se schimbă nu sunt îndoieli și de aia se dezvoltă această cantitate de... Această țară ca Germania, din motiv atât de industrializată, nu a fost pregătită corespunzător, unde oamenii nu au fost avertizați și nu au fost evacuați în avans. În mod evident, serviciul de gestionare a dezastrelor nu a funcționat. Dacă aruncăm o privire la situația climatică din lume, vedem că peste tot apar noi secete, inundații și incendii de pădure care bat recorduri. Viața umană este în pericol tot mai des și acum aceasta a afectat și Germania. Mulți oameni și-au pierdut viața și mai mult de 1000 de oameni sunt încă dispăruți. Noi, oamenii, simțim că trebuie să facem ceva, dar doar dacă ne unim, avem cel puțin o șansă de a face față unor astfel de situații care devin din ce în ce mai frecvente. Societatea creatoare e soluția pentru schimbarea societății, exact acolo în care viața omului va fi cea mai mare prioritate, în care vor fi create condițiile necesare pentru protejarea vieții umane în întreaga lume. Imaginați-vă doar ce vor face țările cel mai puțin dezvoltate. Aceste țări nu au niciun fel de posibilități de a depăși evenimentele climatice extreme, iar viața umană nu e protejată acolo. Cred că în ultimele zile noi, germanii, am realizat cât de important este să ne unim, să rămânem uniți și să nu lăsăm pe nimeni să ne dezbine. Doar împreună avem perspective pentru viitor. Exact o astfel de perspectivă este cea pe care o oferă societatea creatoare. E singura noastră cale de ieșire, pentru că numai în unitate putem proteja viața umană și putem asigura un viitor pentru noi și pentru generațiile viitoare. Știrile de ultimă oră pe Alatra TV e un proiect internațional care e creat de voluntari din întreaga lume, cu scopul de a informa despre dezastrele naturale de mare amploare, anormale și neobișnuite. E vorba de o analiză și o monitorizare zilnică cuprinzătoare a informațiilor despre starea planetei. Oamenii rup tăcere pentru a transmite adevărul despre criza climatică și despre calea de ieșire din ea. Pentru a supraviețui, trebuie să acționăm împreună astăzi. Altfel, mâine va fi prea târziu. Acest video este șocant, dar e realitatea.
Și după cum știm din conferință, cantitatea de cataclisme și forța lor crește pe zi ce trece. Singurul mod în care putem rezolva această problemă este să ne unim și să acționăm împreună și unindu-ne pe baza fundamentelor societății creatoare. Prin urmare, astăzi, alături de noi, la masa rotundă, avem invitați minunați din diferite părți ale lumii. Aceștia sunt oamenii care deja contribuie pozitiv la dezvoltarea societății. Și acum să începem cu careva întrebări. Prima mea întrebare va fi adresată majestății sale, Regina Nadia. Regina Nadia, în opinia dumneavoastră, cât de importantă această conferință și ați putea, vă rog, să vă împărtășiți părerea referitor la conferință? Salutări tuturor, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat astăzi aici. Vreau, în primul rând, să salut marea muncă a societății creatoare și a Latra TV, pentru că ați făcut o muncă pur și simplu uimitoare. Știți, am descoperit o mulțime de lucruri împreună cu voi. Toate lucrurile pe care le-ați spus pe rafturi. Sunt sigur că mai mult de jumătate din planetă nu știe despre asta. Tocmai ați arătat lumii realitatea. Tocmai participați la trezirea umanității. Și pentru asta vă salut. Marea muncă. Știți, când am privit la tot ceea ce ne-ați arătat, prima mea reacție a fost: Doamne, unde mergem? De ce? Cum? Ce facem? De ce nu suntem conștienți de asta? Ce se întâmplă? Dar, în realitate, acest tip de situație a existat întotdeauna. Dintotdeauna. Dar eu cred că Alatra și societatea creatoare pur și simplu ne amintește cât e de important, urgent, să ne uităm la realitatea în care trăim, de fapt. Ne petrecem timpul luptându-ne unii cu alții. Ne petrecem timpul omorându-ne unii pe alții. Și nici măcar nu suntem conștienți de ceea ce se întâmplă. Avem o mulțime de migranți peste tot. Nu numai ființe umane, aș adăuga și păsările. Păsările emigrează. Păsările pleacă. Toată natura suferă, plânge, țipă, strigă, cere sănătate, cere ajutor, dar noi nu suntem conștienți. Suntem atât de egoiști. Observăm doar toate acestea. Ne gândim ce vom câștiga. Pentru a avea mai mulți bani, mai multă putere, lumea noastră se distruge. Lumea noastră e în haos. Și ce facem noi? Să ne unim nu e suficient. Putem fi uniți, da, dar avem nevoie de acțiune în unificare. Fără acțiune nu ne putem mișca. Vedeți? Cheltuim atât de mulți bani în crearea de arme împotriva umanității. Dar tot ceea ce se întâmplă ne distruge deja. Băieți, nu trebuie să creați arme. Această problemă a climei ne va schimba pe toți. Nu vă faceți griji. Treziți-vă. Omul e un spirit. Noi avem o putere nelimitată. Avem posibilitatea de a schimba lucrurile. Să influențăm. Am creat atât de multe lucruri uimitoare. Suntem capabili să facem față la toate acestea. Suntem capabili să facem împreună ceva frumos. Sunt atât de tristă. Sunt atât de tristă
că în loc să fim uniți în dragoste și lumină, noi fugim. Noi fugim după putere, în loc să folosim puterea iubirii. Folosind puterea iubirii, e foarte trist. Cred că atunci când mă uitam la asta, când priveam cu această conferință, pur și simplu inima mi se împlea de sânge. Pentru că când privești la asta, primul lucru pe care îl faci, intri în depresie, vă asigur. Apoi spui, ok, suntem în treabă. Și ce facem? Ce facem acum? Suntem cu adevărat conștienți de ceea ce ne confruntăm acum? Suntem cu adevărat conștienți de toți acești oameni care trebuie să-și părăsească casele lor, confortul lor și să emigreze în altă țară sau în alt loc? Vor fi ei bine primiți de alți oameni? Cum să mai descriu tristețea mea? Nu știu. Eu doar chem oamenii să se trezească și cred că Alatra și societatea creatoare ne pot uni împreună și să ne arate, să ne amintească că trebuie să ne trezim. Vă mulțumesc din suflet, pentru că nici măcar eu nu eram atât de conștientă de ceea ce se întâmplă. De fapt, în Europa ne confruntăm cu problemele noastre, inundații, o mulțime de alte lucruri, dar nu știam ce se întâmplă în toată lumea, ce se întâmplă în China. Nu eram conștientă de riscurile lumii. Mulțumesc că ne-ați reamintit toate acestea. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase, Majestate. Vă mulțumesc foarte mult. Ați menționat o mulțime de lucruri foarte importante. Și asta s-a spus și la conferință, că timpul e cea mai valoroasă resursă pe care o avem în acest moment. Da, am vorbit despre multe resurse și despre ecologie, despre situația din domeniul ecologiei și al climei, dar timpul pentru a ne uni, acesta e cea mai importantă resursă pe care o avem încă. Și doar în mâinile noastre, e în mâinile noastre să ne unim și să construim societatea creatoare. Vă mulțumesc! Aș dori să o întreb pe ambasadoarea Eva Monsami. Ce părere aveți despre conferință și ce v-a impresionat cel mai mult? Vă rog. Mulțumesc, Alexander. Aș spune că grațioasa noastră regină, Nadia, a rezumat de fapt totul. A spus-o atât de frumos. Știți, trebuie să ne gândim când privim aceste clipuri, videoclipuri, ce simțiți? E doar o tristețe să vezi cu altă țară cum trece prin atâtea dezastre naturale. De ce trebuie să suferim? De ce insuflăm aceste suferințe fiecare dintre noi? Acest lucru e foarte trist. Când asculți pe unii oameni dintre cei intervievați, ai o asemenea tristețe în vocea lor, e atâta tristețe în ochiul lor, dar de ce noi, ca omenire, facem tot aceasta? De ce mergem la toate acestea? Așa, toată treaba e în putere, fiindcă noi ne aflăm, de fapt, în mijlocul, în centrul acestei crize. De exemplu, în Africa de Sud, subiectul nostru este despre migrația globală. Și atunci apare întrebarea, de ce oamenii pleacă din țară? Poate bronează careva în scop turistic? E clar, poate că în căutarea unei educații mai bune sau de la scop la scop, dar știți, sunt oameni care migrează permanent. Căci se pare că există o problemă serioasă în țară.
De ce oamenii își părăsesc casele lor? Din cauza fricii, tensiunii rasiale și de ce ce avem aici în Africa de Sud. Și știți, îmi place foarte mult acest concept a societății creatoare, această mișcare care încearcă să aducă pacea, care încearcă să ne arate calea de urmat înainte. Dacă oamenii ar asculta, dacă noi, oamenii, am lua în considerare ceea ce ne arată, e absolut îngrozitor modul în care trăiesc unele țări. Oamenii, știți, modul în care oamenii sunt rupți, ei n-au aproape nimic, simt că putem să facem din prima zi. Chiar când am fost invitată la conversația despre societatea creatoare, Doamne, putem să facem asta chiar acum. Pentru mine era, știți, ca un rai pe pământ. Oare nu putem face noi acest lucru? Și de fiecare dată când citesc, mă uit la videoclipuri, pur și simplu m-am îndrăgostit de acest concept. Continuu să arăt prietenilor mei, familiei mele. Și de ce nu noi trăim în acest fel? Doar nu ați doriți să trăiți în acest fel? Și cred că trebuie să ne adunăm cu toții, împreună. Trebuie să ne unim, trebuie să devenim această societate creatoare pentru ca să scoatem acest rău. Și cel mai important cu ce ne confruntăm în acest a fost pandemia. Și zilele acestea am privit un film documental și m-am gândit, trebuie o vaccină care deja a fost creat. Și știți, sunt multe lucruri pe care trebuie să le schimbăm în gândul nostru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna ambasador Eva, mulțumesc că v-ați împărtășit și ca voce la conferință înțelegem că singura noastră cale de ieșire este să ne unim în această idee, să construim societatea creatoare unde viața umană are cea mai mare valoare și unde este în valoare și luat tot în considerare. De asemenea, catastrofele climatice au fost spus că sunt inevitabile. Trebuie să trecem prin ele împreună, să ne unim. Deja e un alt fapt. Trebuie să facem asta acum. Și cum a spus Alex, nu mai avem timp. Trebuie să facem acest lucru cât mai curând posibil, pentru că în acest moment are loc, e pus în joc supraviețuirea întregii umanități. Și de aceea acest lucru e foarte important. E important să ne împărțim cu toții despre această conferință, ca oamenii însăși să vadă aceste fapte. Și când vor vedea aceste fapte, vor auzi toți acești oameni de știință și cercetători care ne alarmează cu privire la situația. Când vor putea înțelege ce se întâmplă acum și ce se poate întâmpla mâine, vor vedea situația legată de migrarea în alte țări, dar mâine am putea merge noi în altă parte. Și în această societate consumeristă, nu știu cum ne vor primi ceilalți. Și este atât de important și crucial astăzi să vorbim despre asta. Mulțumesc foarte mult că ați împărtășit cu noi părere. Aș vrea să transmit cuvântul lui Steve. Steve, ai putea, vă rog, să-ți împărtășești cât de important acest lucru, să informăm oamenii despre criza climatică care are loc și se va accentua în viitor. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc ambasadorul canadian care ceea ce a spus a fost pur și simplu perfect. Și unul dintre lucrurile pe care le-a făcut conferința ne-a alertat, ne-a alarmat. După ceea ce a făcut, de asemenea, a fost să ne arate speranța. Și cum se spune în vechiul cântec creștin, este nevoie doar de o scânteie pentru a prinde un foc. Și după cum știți, cea mai mică sămânță poate deveni cel mai puternic copac sau cea mai puternică plantă. Și acest lucru ne arată. Scânteia este. Sămânța a fost plantată. Oamenii se adună. Oamenii se adună din întreaga lume. Și ceea ce ne arată acest lucru este următorul. Oamenii încep să spună guvernele, să spună presiile naționale de propagandă. Hei, nu mai spuneți cine este inamicul meu. Nu mai spuneți pe cine pot și pe cine nu pot să plac. Nu mai spuneți de cine să aleg să împese, pentru că acești oameni sunt în primul rând oameni. Avem un dușman comun. Există noi și ei, deși ei nu sunt ființe umane. Ei sunt poluarea, ei sunt foamea, sunt schimbările climatice. Așa că am fost încântat și sunt încântat că
putem rezolva problema schimbărilor climatice până când nu ne unim. Când ne unim și ceea ce face conferința, ceea ce a făcut această conferință, a prins scânteia. Acum ne mișcăm. Speranța este. Acum luăm măsuri care vom ajunge la fiecare dintre noi ca indivizi. Pentru a face, sunt atât de încântat de ceea ce se întâmplă. Scânteia este. Sămânța a fost plantată. Speranța este acum după colț. Este peste noi. Ce vom face cu ea? Aceasta e întrebarea. Mulțumesc foarte mult, Steve. Este exact cheia pe care o reprezintă această speranță și exemplu care a fost arătat la conferință, că oamenii uniți pot face multe lucruri. Și este chiar incredibil uneori cât de mare este acest impact al muncii unui grup mic de oameni. Și vedeți aceste rezultate care se întâmplă. Și pur și simplu nu pot decât să-mi imaginez ce se va întâmpla dacă întreaga omenire își va uni eforturile pentru a construi societatea creatoare. Pentru că dacă noi arătăm în prezent acest exemplu, ceilalți oameni, când privesc la el, se pot alătura la fel acestui efort și pot continua cu acest mesaj. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Și aș dori să vă întreb acum, domnule Muhammad, care sunt impresiile dumneavoastră despre conferințe și puteți să le împărtășiți, vă rog, cu noi. Da, sigur. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat la această platformă. Am un mare privilegiu să fac parte din această societate creatoare și din această platformă. Primul lucru pe care l-am aflat de aici este că, de fapt, există multe scene în această parte. Cum ați menționat în videoclip, sunt boli cronice, educație, boli infecțioase. În zilele noastre îmi prevede COVID-ul. Avem creșterea populației, biodiversitatea, cunoaștem foamea și malnutriția, dezastrele naturale, apa și salubritatea. Așadar, după ce am discutat toate aceste probleme, cred că ar trebui să fie rezolvate prin trei reguli. Prima este unitatea, numărul doi este credință, iar a treia disciplina. Oamenii sunt nevoie în orice sferă, indiferent dacă sunteți reprezentanții puterii sau căreva guvern, sau faceți parte din orice altă națiune, cetățean sau civilizație. Așa că eu cred că fiecare persoană trebuie să fie entuziasmat să-și facă rolul și sunt surprins să văd că narațiunea societății creatoare ar putea uni oamenii. Cred că unitatea e foarte importantă. Și în al doilea rând, punerea în aplicare a acestei a doua regii, se discută aceste probleme de 500 de ani. Trebuie să fim disciplinați. Cred că fiecare om trebuie să-și joace rolul în societate. Și încă un lucru important, ne cheltuim banii și timpul. E un lucru foarte important. Cheltuim o sumă imensă de bani pentru crearea de arme, în special unitățile nucleare și pentru armată. Cred că ar fi consecințe mult dincolo de graniță. Așa cred că ar trebui să fie redus. Toată lumea ar trebui să se așeze la un loc și să discute. Așa că eu cred că fiecare om este responsabil să se unească, să creeze și să lucreze pentru îmbunătățirea întregii societăți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Există de asemenea o înțelegere foarte importantă că fiecare om este important și valoros.
Și chiar fără o singură persoană, întreaga societate deja nu este una, unită. Și cu toată lumea implicată este întregul, este o societate completă. Și când ne unim eforturile, vă mulțumim foarte mult, dragi invitați, pentru răspunsurile dumneavoastră. Acum aș dori să invităm un mic fragment din conferință. Astăzi, oamenii înșiși, voluntari din întreaga lume, care au o viziune rezonabilă asupra realității, și împreună cu oamenii de știință și experți din multe domenii care conturează relațiile de cauză și efect ale diferitelor crize care afectează deja pe fiecare. Ce se întâmplă dacă unul dintre noi astăzi e divizat? Suntem divizați de-a lungul mai multor axe și revenind la criza fundamentală, acel consens, dacă suntem capabili să rezolvăm asta, avem o șansă de a rezolva pentru tot restul. Ei nu sunt capabili să rezolve asta și știința și tehnologia nu cred că sunt capabile să scoată vreodată din criză, de pe marginea prăpastiei pe care ne aflăm. Așa că cred că este minunat ce se încearcă să se facă. Cred că schimbările climatice nu fac decât să reflecte conștiința colectivă a umanității. Deci, în acest sens, toată lumea are aceeași semnificație, aceeași importanță pentru umanitate, fiecare dintre noi. Chiar dacă stați întins pe pat sau dacă nu, nu puteți face nicio acțiune, emiteți vibrații, emiteți informații și influențați toată activitatea. Toată lumea. Așa că aveți o viață, schimbați lumea, aveți un potențial de a schimba lumea. Vom fi un mediu în care va fi un teren sterb. Nu mai avem oxigen, avem 10 milioane de dolari în bancă. La ce bun asta? Nu-ți poți cumpăra aer. Concentrarea unor fluxuri uriașe de oameni care trăiesc după principiile unei societăți de consum provoacă o poluare catastrofală a mediului într-un singur loc. Există însă o altă opțiune, societatea creatoare, în care cea mai mare valoare este viața fiecărui om. Nu există limite în aer, nu există limite în oceane. Depindem foarte mulți unii de alții și am dori ca această problemă să fie tratată cu maximă seriozitate, deoarece e responsabilitatea noastră. Putem ajuta la ghidarea inteligenței artificiale, la maximizarea potențialului său extraordinar pentru societatea. Inteligența artificială ar putea contribui la inaugurarea unei epoci de aur a umanității, când vom putea trăi cu toții în pace și armonie, fără a mai fi afectați de lipsa resurselor care a divizat națiunile și a diminuat calitatea vieții pe această planetă. Cred cu adevărat că trebuie să schimbăm accentul societății de la bani la compasiune. Aceasta e societatea creatoare și sunt convins că putem lucra împreună, că societatea creatoare poate ajuta inteligența artificială să devină una dintre cele mai bune evoluții. Nu putem rămâne așa cum suntem. Dacă vrem să mergem în sus, trebuie să fim conștienți de modul în care o putem face și să fim un agent conștient al acestei opțiuni. Informația care duce la conștientizare este cu adevărat totul. Aceasta e cheia. Programe ca acestea, conferințe ca acestea, sunt elemente foarte importante. Dacă putem deveni orientați spre crearea unei lumi, spre crearea societății creatoare, atunci putem fi un impuls sănătos și o motivație pentru evoluția vieții. Și acum aș dori să-l întreb pe domnul Mohammad Asad Khan despre importanța dezvoltării inteligenței artificiale și, de fapt, în cataclismele care vor veni în curând.
E foarte important pentru civilizația noastră să avem un nivel tehnologic foarte ridicat și să avem tehnologii cu adevărat avansate pentru a supraviețui. Așadar, domnule Muhammad Asad Khan, puteți să ne spuneți mai multe despre acest subiect? Da, sigur, inteligența artificială e o alimentație cu adevărat revoluționară a centrului de neștiință, devenind o componentă de bază a tuturor software-urilor și rapoartelor și mașinăriilor moderne în următorii ani și decenii. Acest lucru reprezintă o amenințare, dar știți, pe de altă parte, și o oportunitate. Cred că IA va fi o tehnologie care va spori atât operațiunile defensive cât și cele ofensive. În plus, vor fi inventate mijloace de atac pentru a profita de slăbiciunea deosebită a tehnologiei inteligenței artificiale. Dar mulți oameni nu înțeleg care este sensul real al inteligenței artificiale. În primul rând, ceea ce este inteligența artificială este un instrument cu o gamă largă care permite oamenilor să se găsească la modul în care integrăm informațiile și analizăm datele. Folosim informațiile rezultate în procesul de luare a deciziilor și deja transformă fiecare domeniu de activitate. Deci, cred că există multe avantaje ale inteligenței artificiale în viața noastră de zi cu zi. O folosim în telefoanele noastre mobile, în forumurile de discuții, iar în 2030, cred că 70% din lume va fi automatizată de inteligența artificială. Rutina noastră zilnică va fi automatizată de inteligența artificială. Prin urmare, cred că este un factor foarte important să putem utiliza inteligența artificială. Să o studiem, să luăm decizii pe baza ei și să obținem informații importante. Așadar, inteligența artificială până când vom schimba lumea. Iar în prezent, implementăm inteligența artificială în toate sectoarele. Dacă vedeți agricultura de precizie, obținem informații tehnice, dacă acest teren este sau nu destinat agriculturii. Folosim inteligența artificială în sectorul petrolului și gazelor, dacă acest loc este de lucru sau, practic, exploatarea subterană la mare adâncime a petrolului și rafinăriile nu folosesc inteligența artificială și asistența medicală. Folosim ea în sectorul financiar pentru a decide dacă să acordăm sau nu împrumuturi unui anumit aspirant pe plan intern. Corect. O folosim la nivel mare, de asemenea pentru a analiza date mari. Așa că eu cred că este de fapt revoluționară, pentru că ar ajuta oamenii dacă o luăm în mod pozitiv. Fiecare tehnologie are avantajele și dezavantajele sale, pe măsură ce o studiem din diferite unghiuri. Așadar, cred că inteligența artificială ar trebui să aibă un mare impact asupra oamenilor într-un mod pozitiv. Dacă veți lua această tehnologie într-un mod pozitiv, noi creăm acest lucru. Și sunt foarte fericit că pe platforma societății creatoare se discută. E un factor foarte important să discutăm despre avantajele și dezavantajele inteligenței artificiale. Și al doilea punct pe care trebuie să-l spun este că IA este o tehnologie care ar crea un impact uriaș asupra oamenilor. Acesta ar crea noi tehnologii prin luarea de decizii proprii, dar în al doilea rând va duce la distrugerea locurilor de muncă. Mulți oameni își vor pierde locurile de muncă și vor rămâne fără locuri de muncă în multe sectoare. Deci, ar trebui să fie menținută constantă și creată de această tehnologie de inteligență artificială. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, domnule Muhammad Asad Khan, pentru răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Și știm că din conferință, în lumea de astăzi, în societatea de consum în care banii sunt pe primul loc, rezolvarea problemelor e absolut imposibilă, deoarece ne vom confrunta cu exact aceleași probleme. Dar această întrebare aș vrea să o adresez majestății voastre, Regina Nadia. Cum vedeți rezolvarea acestor probleme în societatea creatoare? Ne confruntăm cu o criză globală în toate domeniile. De ce? Pentru că, așa cum am explicat, într-o zi tot sistemul nostru este în disfuncționalitate, dar nu suntem atenți la asta. Nu am construit pe sustenabilitate
și nu am protejat ființa umană. Trebuie mai întâi să înțelegi cine ești. Oamenii s-au identificat cu corp. Oamenii se identifică cu o culoare, cu o religie, cu un statut social. Oamenii se identifică cu bogăția, cu banii, cu banii pe care au un cont. Și pentru că au o mulțime de bani, ei cred că sunt superiori celorlalți. Această superioritate e o iluzie. Pentru că ceea cu ce ne confruntăm astăzi îi atinge pe toți. Această problemă a schimbărilor climatice îi atinge pe toți. Știți? Afectează atât țările bogate, cât și țările sărace. Pretutindeni, în lumea noastră ne aflăm într-o catastrofă. Îi atinge pe toți. Dar noi nu suntem acolo, unde trăim într-o lume a întunericului. Când văd întunericul, e o lume, ce înseamnă? E o lume a ignoranței, a ignoranței propriei noastre identități. Și acesta e motivul pentru care ne confruntăm cu problema pandemiei. Nu numai cu această pandemie de COVID-19, dar și cu pandemia sărăciei, pandemia foametei, pandemia tuturor acestor necazuri, depresia, probleme de sănătate mentală, această climă. Și noi credem că vom rezolva această problemă a schimbărilor climatice în felul acesta? Îmi pare rău. Nu e posibil să o schimbăm așa. De ce? Pentru că trebuie să înțelegeți mai întâi de ce această schimbare climatică. De ce avem această schimbare? Este ușor să spui că este o problemă a umanității. Este ușor să spui că suntem cu toții responsabili pentru asta. Da, acest lucru e adevărat. Suntem cu toții responsabili pentru ignoranța noastră. Ignoranța de a ști că nu este prima dată când ne confruntăm cu acest tip de probleme. Că această problemă a schimbărilor climatice, această problemă e un ciclu al Pământului. Da, comportamentul nostru, industriile noastre sau tehnologiile noastre accelerează schimbarea acestei clime. Dar, în realitate, nu le spunem adevărului că da, Pământul are un ciclu. Da, nu este pentru prima dată când se întâmplă. Suntem atenți la această schimbare climatică de 60 de ani, nu de dinainte. Dar când te uiți la realitate, trebuie să-ți faci cercetări. Ce vei găsi? Dinozaurii au dispărut. A fost dispariția dinozaurilor. Ce s-a întâmplat? Ni s-au spus atâtea povești, meteorit și toate astea. Eu nu sunt om de știință, dar cred că și schimbările climatice au fost cauza. Am descoperit de asemenea că o civilizație care a trăit înainte, am descoperit unele dovezi sub Oceanul Atlantic. Ce s-a întâmplat? Probabil că problema schimbărilor climatice, harta Pământului nu arată ca astăzi. Ce s-a întâmplat? Cu siguranță schimbările climatice. Pentru că Pământul se schimbă și asta trebuie să învățăm pe oamenii noștri, să le spunem, ascultați, suntem într-o situație urgentă. Suntem într-o situație urgentă în care noi, Pământul se schimbă. Probabil că vom muri cu toții dacă nu ne unim. Iar eu am spus, unificarea nu e suficientă. Trebuie să ne unim pentru un scop. De asemenea, pentru a învăța și a preda ceva foarte important. În primul rând, învățați
identitatea, educația identității. Învățați-i pe oameni că sunt viațe, sunt spirite, sunt duh și nu sunt acest corp. Învățați-i pe acești oameni că suntem cu toții egali și că ne naștem cu toții egali și liberi. Și că suntem cu toții în aceeași barcă. Iar dacă ne s-a întâmplat ceva, suntem cu toții în aceeași barcă. Poți fi bogat, sărac, negru, alb, evreu, musulman, nu contează. Vedeți, chiar și în acest comitet ne dă ascultare, îi atacă pe tăți. Noi creăm inteligența artificială, dar asta e bine, tehnologia. Tehnologia e bună pentru umanitate și datorită tehnologiei suntem uniți cu toții. Acest lucru e foarte important. Dar când tehnologia e folosită împotriva umanității, e periculoasă. Și trebuie să ne unim cu adevărat și să punem inteligența artificială pe mâini potrivite. Pe mâini potrivite. Altfel, vom trăi un alt necaz. Mai rău decât acest COVID. Vedeți unde ne aflăm. Când ne aflăm în situația de urgentă a acestui climat, noi continuăm să luptăm. Chiar și astăzi, vă vorbesc acum, vă asigur că în Africa de Sud și pe... se arde. Ei ard. Ce este în neregulă cu voi? Ce s-a întâmplat cu voi? Am fost învățați de religie să fim uniți. Și acum toate religiile sunt în competiție, se luptă între ele. Cum putem tolera traficul de persoane în această perioadă? Cum putem tolera un copil la muncă? Cum putem tolera ca copiii noștri, fetele noastre, femeile noastre să fie violate? Ce e neregulă cu bărbații noștri? De ce nu învățăm pe oamenii noștri să învățăm pe bărbații noștri să respecte femeile, fără nu a fi, să fie în echilibru? De ce să nu învățăm pe oamenii noștri că suntem cu toții egali? Că suntem cu toții egali, că această superioritate este doar o iluzie a minții? De ce să nu învățăm pe oamenii noștri și omenirea că trăim într-o o lume a cauzei și a efectului și că fiecare efect are o cauză? Și astăzi ne confruntăm cu aceste probleme cu care ne confruntăm acum. Conflicte peste tot, probleme peste tot. Este pentru că noi am creat această coastă bazată pe conștiința ego-ului. Am creat-o în mod colectiv, conștiința bazată pe ego. De ce? Pentru că de la început, omenirea, când se naștea omenirea, acest liber arbitru, trebuie să trăiești. Să trăiești o viață în pace, bucurie, fericire și unitate. Iar de cealaltă parte, aveți această liberă de alegere, de a trăi în conflict, diviziune. Noi am ales conflictul și diviziunea. De ce? Pentru că conflictul și diviziunea rescriu istoria umanității. Ființa umană nu știe cum să scrie istoria umanității fără conflict. Nici măcar nu-și poate imagina. Ce ați scrie? Care ar fi povestea umanității dacă totul e bine? Dacă toată lumea ar fi fericită, ar trăi în bucurie și dacă ar exista dragoste, pace, libertate, egalitate, se pare că suntem în contradicție cu ceea ce suntem. Exact sursa noastră, sursele noastre, sursa de iubire și lumină. Așa că haideți să ne unim cu toții. Și împreună să ieșim din întuneric la lumină, din ignoranță la nou, la o nouă adevărată cunoaștere, la adevărată cunoaștere a ceea ce suntem. Și când aflăm cine suntem, atunci trebuie să alegem cine vrem să fim aici,
pe această planetă, într-o dimensiune spațiotemporală, că noi suntem unde suntem puterea. Noi suntem puterea nelimitată. Vă puteți imagina că gândul vostru este cel mai puternic decât bomba nucleară? Știați asta? De ce nu? De ce nu învățăm asta oamenii noștri? Îi învățăm pe copiii noștri să fie cei mai buni angajați. Nu le oferim educația potrivită. Ca urmare, sistemul nostru educațional e disfuncțional. Aveți o diplomă, dar nu vă puteți găsi un loc de muncă. Ce faceți? Intri în depresie. Unii sunt dependenți de alcool, alții de droguri. Alții sunt dependenți de droguri, alții sunt sinucigași, se sinucid. De ce? Pentru că nu învățăm pe copiii noștri să fie lideri. Îi învățăm să fie cei mai buni angajați. Când ai diplomă, trebuie să te duci la cea mai bună companie. Totul e disfuncțional. Poate sistemul nostru politic, sistemul nostru social, educațional, economic, financiar. Vă puteți imagina sistemul financiar? Înainte era economia care genera finanțe. Acum sistemul financiar a devenit stăpânul la tot. Chiar și unele guverne au o mulțime de datorii. Aceasta e societatea pe care am creat-o. Și dacă nu eliminăm cauza a ceea ce am creat cu toții, în mod colectiv, vă asigur că nimeni nu va avea puterea de a schimba lucrurile. S-ar putea să fiți cel mai mare om de științe, puteți fi cel mai mare politician sau ecologist. În niciun caz. Dacă nu suntem uniți și nu luptăm pentru același scop, aceeași cauză, și nu eradicăm această cauză a problemelor, bazat pe egoism, și egoism, știți, nu vom ieși niciodată din acest sistem. Și vă pot asigura că putem merge direct la păstrarea noastră și putem merge direct la extincție. Dar unii dintre ei sunt foarte fericiți. Ei au spus, am creat roboții. Roboții vor continua? Vor fi continuarea umanității? Oamenii sunt amuzanți cu inteligența lor artificială. Da, oamenii sunt foarte amuzanți. Care e interesul prin crearea unei actrițe? Am văzut asta și îi mulțumesc lui Alatra care a expus acest lucru. Noi nu am știut. Eu personal nu am știut. Aveți unele fete care cred că sunt fete, dar de fapt sunt roboți. Ce încearcă să creează umanitatea? De ce creați un sistem, o tehnologie care să eradicheze sărăcia? De ce nu-l creați? Să eradicheze foametea, să oprească violul, violența, traficul de persoane și găsiți o soluție pentru această problemă a climei. De ce? Nu, investim în ceva în care nu este esențial. Și ce vom colecta? Distrugerea, haosul. Și după asta, ce vom face? Ce vom face? Vom spune, o, Doamne, ce ți-am făcut? De ce mă pedepsești în felul ăsta? Îmi pare rău. Nu dați vina pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nimic de a face cu asta. Dumnezeu ți-a dat puterea și te-a creat după chipul și asemănarea Lui. Imaginea nu înseamnă fizic. Ce înseamnă pentru a vă da puterea de a co-crea, de a fi creatorul în propria voastră lume. Nu ne respectăm unii pe alții. Emoțiile, gândurile tale au un impact asupra mediului tău. Fără să știm, ne trimitem o vrajă unei altuia. Nu ne respectăm, nu ne iubim unii pe alții. Și aceasta e problema noastră. Fiecare efect are o cauză. Aceasta e o lege fundamentală, inerentă existenței vieții. Și pentru că este inerentă și fundamentală,
Nu avem posibilitatea de a o modifica. Și e imposibil să scăpăm de ea. Noi toți suntem cu adevărat ceea ce am văzut. Noi cu adevărat toți ceea ce am văzut. Așa că haideți să punem semințele iubirii, ale păcii, ale libertății, ale fraternității, pentru a culege o lume minunată și magică. Să fim cu toții împreună, să fim o societate creatoare, să schimbăm această lume. Lumea noastră se schimbă deja. Dar fiți pregătiți, cel puțin în această seară, pentru a fi pregătiți pentru această schimbare. Pentru că, acceptați sau nu, cuvântul nostru deja este o schimbare. Așadar, împreună pentru o altă lume, nu cea de mâine, ci cea de azi. Construiți-o azi, nu mâine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Thank you so much, Your Majesty. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult, Majestate, vă mulțumesc foarte mult. Ați ridicat multe întrebări importante în ceea ce ați spus. Multe puncte importante la care fiecare om ar trebui să se gândească cu adevărat. Fiecare om ar trebui să se uite cu adevărat la viața sa. Ce se întâmplă chiar acum? Uitați-vă exact la ce se întâmplă și dați răspunsuri sincere la toate întrebările pe care le-ați spus. Vă mulțumesc. Și acum aș dori să întreb pe doamna ambasador Eva Monsami. Ce părere aveți, doamna ambasador? Suntem noi, ca umanitate, pregătiți să facem această schimbare, să construim o societate creatoare? Sau ar trebui să lăsăm totul așa cum este acum? Mulțumesc, Alexandru. Majestate, trebuie să vă felicit. Cred că ați atins toate subiectele pe care le avem. Sunt pur și simplu înmărmurită de bogăția dumneavoastră de cunoștință. Aș putea eventual să vă ascult în fiecare zi. Alexandru, cred că, cum a spus majestatea voastră, avem nevoie de schimbare acum. Și pentru a face asta putem vedea că lumea noastră este în haos total. Suntem efecte diferite peste tot. Fiecare acțiune are o reacție. Așadar, pentru ca noi să avem această societate creatoare, trebuie să începem acum. Trebuie să... Am intervievat oameni din diferite părți ale lumii care și-au dat cu părerea despre ceea ce aș dori să aibă într-o societate creatoare. Deci, în general, dacă punem pe toți la un loc, este vorba de același lucru. Toată lumea își dorește dragoste, egalitate, pace, fără război, fără foamete. Cel mai important, fără foamete. Știți, vedem aceste videoclipuri triste și într-adevăr ating cu adevărat coardele inimii. Unele dintre aceste catastrofe sunt naturale, altele sunt create de oameni cu inteligență artificială. E desigur un plus și un minus. Așa că dacă vă uitați la ea, aștept cu nerăbdare conferința noastră care se apropie. Aș vrea să împărtășesc și să invit cât mai mulți oameni influenți să facă parte din această mișcare frumoasă, să știe că există speranță. Oamenii, cum a menționat regina noastră, Africa de Sud a fost în flăcări pe 12 iulie, trăiam în frică, aveam gloanțe care zburau peste tot în jur. Și asta a fost de mulți ani acolo. Șomajul este atât de ridicat în lume, iar acum avem șomajul de proprii noștri cetățeni. Clădiri frumoase care erau de ani de zile acolo au rămas distruse. Așadar, este o situație foarte tristă. Iar oamenii induși sunt induși în eroare de politicieni, de guvern. Știți, după cum văd eu lucrurile, propriul nostru guvern, proprii noștri politicieni nu și-ar trimite niciodată copiii să facă munca murdară pe care îi pun pe alții să o facă pentru ei. Astăzi, în prezent, așa cum sunt eu, trăim în momentul de față o tensiune rasială. De ce? De cauza culorii pielii mele, pentru că sunt un indian sud-african.
astăzi trebuie să ies din casa mea cu frică. S-ar putea să nu văd ziua de mâine. Dar de ce trebuie să trăim în acest fel? Tensiunile rasiale sunt peste tot. Oamenii care migrează pleacă în altă țară. Nu știi cum te vei confrunta acolo. Dacă să ai o parte de discriminare, o să te duci sau să sfârșești într-o situație mai rea decât ești deja. Așadar, cel mai bun este că societatea creatoare este o salvare pentru umanitate. Eu zic, putem să nu avem acum, nu putem să încercăm, nu putem să o ducem la o altă, să ne concentrăm pe salvarea umanității. Asta e ceea ce trebuie să facem. Trebuie să salvăm umanitatea. Umanitatea strigă după ajutor. Nu toată lumea are tehnologie. Nu toată lumea este norocoasă să aibă ceva atât de simplu ca un televizor. Uitați-vă la țările care se află în stare de sărăcie. Ei nu știu ce se întâmplă, nu știu de unde vine următorul ajutor. Așa că eu spun, omenirea se unește și putem face acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Da, putem face acest lucru, sunt de acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Și Steve, această întrebare este pentru tine, ultima noastră întrebare. Cum vezi rezolvarea crizei globale în cadrul societății creatoare? Și de asemenea, de ce crezi că aceasta e singura noastră soluție în prezent? Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Am întâlnit o femeie minunată din Rwanda, pe nume Evette. Și face o muncă extraordinară pentru a împuternici oamenii din țara ei. Îi educă, îi ajută, îi învață că pot face mai mult, că pot fi mai mult, că pot deveni mai mult. Când am întâlnit-o pentru prima dată, mi-a povestit o poveste care mi-a rămas în minte. Vreau să o împărtășesc. Povestea este despre o pădure maestoasă, frumoasă, minunată. Toate creaturile de pe pământ ar trăi acolo. Ele ar împărți spațiu împreună și s-ar zbengudui, s-ar juca, s-ar bucura de timp împreună. Într-o zi anume, pădurea a început să ia foc. Focul a început să se răspândească în toată pădurea rapid, așa cum sufla vântul. Creaturile au scăpat, au urcat în partea îndepărtată a pădurii, într-o grădină uriașă și au stat pe vârful dealului. Și iată că lei, urși, elefanții, zebrele, cele mai mari și mici, se uită de sus la casa lor. Încep să se umple de tristețe și disperare, în timp ce privesc cum arde pădurea. Și apoi, unul dintre lei a observat ceva interesant. Era o mică pasăre colibri, care zbura și își punea ciocul în apă și zbura spre foc și arunca câteva picături și pădurea ardea. Și un mic colibri micuț zbura peste râu, mai lua câteva picături și mai arunca câteva picături pe foc. Animalele păreau confuze. Ce face această pasăre? Hei, pasăre, ce faci? Este doar o mică pasăre. Ce faci? Și păsărica s-a întors spre ei și le-a spus aceste cuvinte. Fac tot ce pot, ceea ce am. Vedeți? Rezolvarea problemei începe cu tine și cu mine. Începe cu responsabilitatea personală. Ideea că nu ne uităm la guvernele noastre, nu ne uităm la alții, ne uităm la noi înșine. Cu un singur lucru simplu. Nu-mi pasă de ceea ce nu ai, nu-mi pasă de ceea ce nu poți face. Întrebarea e următoarea. Ce ai tu? Și asemenea micului colibri, faci tot ce poți face cu ceea ce ai. Vedeți? Aici începe societatea creatoare. Atunci când fiecare dintre noi își asumă responsabilitatea personală de a face tot ce poate cu ceea ce are. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Steve! Întotdeauna îmi plac parabolele tale care știi pot fi spuse în orice moment și sunt întotdeauna foarte, foarte informative. Mulțumesc pentru împărtășire. Oamenii din întreaga lume se trezesc. În cadrul conferinței Criza Globală, acest lucru ține deja de fiecare, arată cât de important este să aducem în discuție subiectele crizei globale. Și asta pentru că trebuie să fim cu toții informați. Cu toții trebuie să avem aceste cunoștințe pentru a lua decizie, pentru a alege. Și acum un anunț foarte important. Dragi telespectatori, dorim să vă spunem din nou că pe 4 decembrie va avea loc
international conference called The Global Crisis, The Time of Truth. Am dorit să vă alăturați. Vă rugăm să participați. Invităm cercetători, oameni de știință din întreaga lume, care doresc să participe. Ne puteți conecta scriind pe poșta info@aronalatra.tv și ne-ar face plăcere să ne conectați. Și după cum știm, lumea se schimbă într-un ritm atât de rapid, iar criza climatică crește atât de repede, încât oricare dintre noi se poate afla în rolul de refugiat climatic sau de gazdă acestor refugiați climatici. Și putem construi o societate creatoare doar dacă ne unim. Și pentru asta trebuie să informăm toți oamenii că acest tip de soluție există. E foarte important să răspândim informații despre aceasta în toată lumea. Și vă mulțumesc foarte mult, dragi invitați, pentru că sunteți alături de noi astăzi. A fost cu adevărat, o plăcere să găzduim această masă rotundă cu voi. Vă mulțumesc foarte mult și după cum am văzut astăzi, construirea unei societăți creatoare e obiectivul nostru comun. Și sincer spunând că e o singura soluție în situația pe care o avem acum. Așa că dacă nu ați făcut-o încă, vă rugăm să mergeți pe alatraunites.com și apăsați butonul Alăturați-vă. Faceți parte din construirea societății creatoare astăzi, pentru că doar astăzi mai avem timp să implementăm cu adevărat societatea creatoare pentru a face acest lucru. Așadar, alăturați-vă următoarelor noastre mese rotunde și puteți de asemenea să împărtășiți aceste mese rotunde în rețelele dumneavoastră sociale și să permiteți altor persoane să afle despre societatea creatoare. Mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri, telespectatorilor. Vă mulțumim!